Plajele arhipline vor fi doar o amintire în acest an. Vor funcționa după niște reguli bine stabilite, arată un ordin comun semnat de miniștrii sănătății, economiei și mediului. Operatorii economici sau administratorii plajelor sunt cei care vor trebui să aibă grijă ca acestea să fie respectate, iar acolo unde suprafața de nisip nu este concesionată, misiunea revine administrației locale. Conform ordinului, accesul pe plajă s-ar putea face pe bază de rezervare. În cazul în care numărul de locuri este depășit, administratorii pot bloca accesul oamenilor pe sectoarele de nisip. Avem și ospătari pe plajă, avem și barmanul în bar, suntem organizați. Avem sistemul de rezervări, l-avem și la beach bar, l-avem și la intrarea pe plajă, da, l-avem și online, dar online mai puțin. Da? Echipamentul de plajă trebuie folosit individual. Înainte și după fiecare utilizare, acesta va fi curățat și dezinfectat cu produse bioacide avizate. De asemenea, vor fi instalate bariere fizice la punctele de plată, mai arată ordinul. Nici distanțarea fizică nu a fost uitată. La fel ca vara trecută, șezlongurile vor fi delimitate. 2 metri, atât trebuie să fie distanța dintre șezlonguri pentru persoanele care nu aparțin aceleiași familii. Operatorii din turism spun că nu au fost luați prin surprindere. Având experiența anului precedent, aceștia și-au luat toate măsurile necesare. Ce privește plaja, repet, nu e o noutate. Și anul trecut am avut distanțate, și anul ăsta vor fi distanțate. Totul va depinde de evoluția pandemiei. Oamenii se bucură de aceste reguli. Ei spun că aglomerația era de multe ori neplăcută, mai ales în plin sezon. Drept puțină distanțare era necesară. Pentru că în anii trecuți, țin minte că eram ca sardinele înghesuiți pe plajă. În cazul plajelor neconcesionate, administrația publică locală va răspunde de menținerea regulilor de distanțare fizică și de evitarea formării de aglomerări. Iar dacă aceste reglementări nu vor fi respectate, atunci operatorii sau administrația locală riscă fie amenzi contravenționale, fie dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor.